Consilierii locali din Deva s-au întrunit joi în ședința ordinară aferente lunii în curs, toate propunerile fiind adoptate. Printre proiectele de hotărâre votate s-au numărat și cele privitoare la atribuirea de finanțare nerambursabilă pentru activități non-profit din domeniile cultural, sportiv și tineret în baza legii 350 din 2005. Suma alocată este de aproape 1,8 milioane lei, din care peste 1,6 milioane sunt destinate pentru sport. După parcurgerea căilor legale de contestație și rezolvarea acestora, contractele vor intra în vigoare în prima decadă a lunii mai. De acum înainte se va face de astăzi încolo comunicarea către cei care au fost acceptați cu proiecte acceptate și se va face comunicare către cei care n-au câștigat prin proiectele lor și toți cei care n-au câștigat o să aibă posibilitatea să conteste decizia comisiei și a consilierii locali și încercăm să mergem mai departe după cele 10 zile. De fapt, 3 zile este comunicarea noastră, 5 zile este lucrarea comisiei pentru a soluționa contestațiile și după aceea se vor face contractele între cele două părți. Toate fondurile alocate proiectelor pe sport au fost distribuite, dar au mai rămas la dispoziția Consiliului Local ceva sume de bani, nu foarte mari, iar pentru alocarea acestora va fi organizată o sesiune de depunere de proiecte, cel mai probabil în cursul lunii iunie. Banii care au rămas, deoarece au fost cuprinși în bugetul de la începutul anului, care au rămas, că știți foarte bine că au rămas și la cultură și la tineret, va fi o a doua ediție pentru aceste depunerea programelor și bineînțeles că se vor da pentru cei care solicită sau pentru cei care au depus și n-au avut proiecte eligibile. Deci toată lumea are șansa să primească din acești bani. Pot să vă spun că la unele dintre proiecte, deci la un domeniu am dat 74.000 de lei și au fost alocați 100.000 de lei. Deci este puțin. Deci bani au rămas. În afară de sport, bani au rămas pentru toate domeniile. Lista cu proiectele aprobate și sumele aferente poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Deva.